Jacques și Jean la turneu Georgia și Roha. Nu a reușit să au izbutit în pentru prima dată după mulți ani la acest turneu s-a jucat o finală românească. Horia Tăcău se declară mulțumită de realizările de la turneul campionului de care a avut parte. Multe emoții săptămână, multe le-am realizat, dar și am enorm să ajungem de fericit totul s-a materializat săptămână cu acest o victorie un moment cu să terminăm poziția declarat că alături de colegul său Roger au pregătit foarte bine finala turneului campionilor, spionându-i pe Florin Mergea și Rohana Bopana. N-am schimbat nimic, jocul nostru a fost bun în mare parte pe toată durata acestei săptămâni, n-am schimbat nimic din modul în care am pregătit meciul, doar am schimbat câteva chestii tactice, pentru că Florin și cu Rohan sunt o echipă mai diferită decât oricine altcineva. Florin joacă foarte bine din spatele terenului, Rohan servește puternic și au crescut mult la joc. Horia trece prin cea mai bună perioadă, reușind împreună cu Jean-Julien să nu pierdă niciun campion.